Începutul de săptămână a adus după sine vreme rea. Ploaia și-a pus amprenta asupra unor municipii și localități din județul Suceava. Inclusiv municipiul Fălticeni a fost afectat de furtună luni după amiază, ploaia afectând iluminatul public în proporție de 40%. Direcția tehnică a primăriei Fălticeni lucrează pentru repunerea în funcțiune a iluminatului public din municipiu, iluminat afectat de fenomenele meteorologice. 40% din rețeaua de iluminat public a municipiului Fălticeni a fost avariată. Primarul Cătălin Coman a declarat că a fost afectat contactorul principal de comandă al iluminatului public. Am avut mari probleme în municipiul Fălticeni, atât în ceea ce privește iluminatul public, cât și în ceea ce privește alimentarea cu energie electrică către consumatorii casnici, atât de la blocuri cât și cei de la case. Până la ora 5 dimineața s-a muncit în noaptea de luni spre marți, o descărcare electrică foarte puternică, practic a carbonizat un comutator. Comutator principal care asigura impostul succesiv iluminatul public la aproximativ 40% din sistemul de iluminat public din municipiul Fălticeni. Pe lângă acest defect am avut și defecțiuni la cablurile subterane de iluminat. Se lucrează și acum și azi noapte am avut unele mici probleme în zonele Dumbrava Minunată, Sarna Mare, acolo n-a fost vorba de comutator, au fost probleme referitoare la cablurile subterane. Sperăm să remediem în totalitate această problemă, dar oricum ieri seară, marți pe miercuri, 95% din sistemul de iluminat public a funcționat impecabil.